Salut! Astăzi am pregătit pentru tine un filmuleț interesant. Sper să-ți placă și să-ți fie de folos. Dacă ești pentru prima oară pe canalul meu de YouTube, nu uita să te abonezi, apăsând butonul subscribe din partea dreaptă jos a ecranului. Promit că o să ai parte de videouri interesante și pline de informații utile. Pentru mine să te abonezi înseamnă enorm. Îți mulțumesc! O să fiu atent la drum și o să vă povestesc că astăzi de dimineață, într-o zi frumoasă de sâmbătă, un pic cu ceață, ne-am trezit și am plecat spre zona Buzău. Vrem să facem un program de o zi, un tur privat în care să arătăm celor interesați cetățile și așezările rupestre de la Aluniș, Nucu, Bozioru, Ruginoasa și alte câteva sate care se găsesc în zonă. Este un adevărat complex de așezări rupestre acolo. Iar apoi să mergem în zona arhicunoscută deja, vulcanii noroioși, să vedem parcul unde se găsesc acești vulcani noroioși, să trecem un pic, de ce nu, și prin Buzău, să descoperim un pic farmecul local, iar spre seară să ne întoarcem înapoi în București. Dorim să facem un program de o zi interesant, care să cuprindă obiectivele turistice menționate anterior, așezările rupestre mai puțin cunoscute de către turistul din România, vulcanii noroioși mai mult cunoscut pe plan local, și să avem parte împreună cu doritorii acestui program de o zi interesantă, frumoasă și sper eu data viitoare plină de soare. Ne vedem în excursii! Drumul urmat este cel clasic în direcția orașului Buzău. Totul bine și frumos până la ultimii 10 km din traseu. Acolo asfaltul parcă se evaporă efectiv și lasă locul unui drum de țară destul de ok dacă nu plouă, dar aproape impracticabil fără un 4x4 dacă dă câțiva stropi. Totuși, acest drum de țară are farmecul lui, trecând prin sate și porțiuni de pădure, unde ai ocazia să povestești despre viața locală, flora și fauna României. Am lăsat mașina în spate la vreo 3 km. Drumul, cum vedeți și dumneavoastră, este aproape impracticabil. Cu mijloacele motorizate, poate un ATV ar intra în zona aceasta. Există o taxă de intrare de 10 lei, dar nu am văzut niciun ghișeu unde poate fi plătită această taxă. Ei spun că dacă vrem să venim cu mașinile sau orice alt mijloc motorizat pe drumul ăsta, care nu pare drum, costă 250 de lei. Mă bușește râsul. După cum vedeți dumneavoastră, drumul nu este pentru oricine. E noroi. E umezeală, e pantă destul de abruptă, astfel încât recomand acest traseu doar persoanelor care se simt în stare să urce un astfel de deal, cum vedeți și dumneavoastră. Zona ține cam 7-8 km de astfel de drum, tot turulețul nostru, dar noi o să mergem la primele 2-3 așezări rupestre, iar apoi o să ne întoarcem. Din loc în loc sunt câteva semnalizatoare, dar drumul nu este într-adevăr semnalizat. Ce să zic? Spor la noroi. Haideți să mergem! Din loc în loc pe traseu, deși este un drum foarte nevoios, se găsesc astfel de indicatoare cu informații interesante. Sper să țină în timp indicatoarele. Iar dumneavoastră, dacă ajungeți în zonă, să verificați un pic indicatoarele, să citiți aceste informații prețioase care merită și care vă îndrumă asupra reliefului pe care îl găsiți în stânga și în dreapta dumneavoastră. Noi ne continuăm traseul, mai avem foarte puțin până la primul obiectiv. Haideți! Datând încă din perioada neolitică, locul este presărat cu povești și legende care oferă un aer mistic. Traseele tematice ce constituie drumul Oanei te vor face să te desprinzi de lumea reală și să intri într-un tărâm al miturilor și al poveștilor ce îi reprezintă pe puznicii de odinioară.
Așezările rupestre sunt ascunse de ochii drumeților și unele trasee sunt destul de întortocheate, însă eu zic că merită efortul depus. Primul obiectiv inclus în traseul tematic Drumul Oanei și atins de noi a fost Poiana Cozanei. Poiana Cozanei, situată în masivul Ivăneț din munții Buzăului, este practic un ținut de bazm înconjurat de dealuri. Vara, nuanțele de verde crud ale copacilor, cerul albastru și florile din jur alcătuiesc un decor minunat pe care nu te poți sătura să-l admiri. Tot aici s-au auzit zvonuri că un anume general din perioada comunistă înființase o subunitate cu preocupări oculte, el crezând că aici se află câmpuri electromagnetice puternice și se petrec fenomene paranormale. Ăsta este traseul spre chilia lui Dionisie Torcătorul. Nu știu dacă se vede de acolo. Deasupra aici, ca o fereastră în stâncă, au construit două trepte din metal, dar drumul până sus, nu știu, jos, este aproape impracticabil. Dacă plouă un pic, nu se poate face. Este foarte greu, vă spun de la început. Deci, cei care doriți să veniți în acest circuit, va trebui să vă înarmați cu forță și cu încălțări adecvate. Haideți să urcăm împreună. În această chilie a trăit și a practicat Isihasmul, Sihasrul Dionisie Torcătorul. I se spunea Torcătorul pentru că își câștiga existența din torsul lânii pe care o schimba contra celor necesare traiului. Dionisie este unul dintre cei patru mari sihaștri alături de Iosif, Arsenie și Agaton. Sunt trei căi de acces spre chilia lui Dionisie. Noi am folosit pe cele două mai grele. O pantă, cred că de 70 de grade, foarte, foarte greu, dar se ocolește stânca în care se găsește chilia și drumul este mult, mult, mult mai accesibil. Așa că, cei care nu pot să se cațere efectiv ca un alpinist, pe aici e un pic mai ușor. Nu foarte, dar este ușor. Interesant. Noi suntem în partea cu copacii cu foioase și la un moment dat, brusc, este o porțiune cu conifere, care e mult mai întunecată, parcă în Twin Peaks. Este drumeție montană în toată regula. Haide să urcăm! Am ajuns la bisericuța lui Iosif. Bisericuța lui Iosif datează din secolele 3-4. Se pare că hramul acestei bisericuțe aparținea lui Ioan Bogoslav. Denumirea de bisericuța lui Iosif este dată de către localnici, iar această bisericuță este ingenios sculptată în interiorul stâncii, având practic două camere, în partea dreaptă și în partea stângă. Și dacă intrați cu mine, pe această intrare, unde treptele s-au păstrat intacte, puteți observa o primă încăpere, cea de-a doua încăpere fiind aici constituit altarul, unde există și o fereastră, iar ceea ce desparte cele două ferestre este un loc pentru un horn ingenios. Veniți un pic. Cele două încăperi despărțite și locul se vede negreala, unde exista o sobă și fumul care se ducea prin locul acesta pe perete, efectiv, să nu se ducă atât în partea dreaptă cât și în stânga, și felul acesta se încălzea.
Una din locurile interesante și impresionante pe acest traseu 4 pe drumul Luanei în zona Bozioro. Haideți! Bisericuța lui Iosif este cea mai impozantă dintre bisericuțele în piatră de la Nucu. Săpată într-o stâncă uriașă, se conservă ca la început, cu intrarea în trepte precis tăiată. Pentru protejarea intrării și ferestrei împotriva scurgerilor de pe stâncă, s-au săpat șanțuri în arc frânt, bolta gotică ce datează din secolul XIV. Deasupra intrării este incizat un pește, simbol paleocreștin. Ulterior s-a adăugat un pridvor de lemn. Urmele grinzilor acoperișului îngropat în stâncă au lăsat în peretele înclinat un desen perfect simetric. Totul arată că aici a fost o însemnată bisericuță, probabil cea a mănăstirii Ioan Bogoslov. Dacă prindeți o zi cu ceață, vizibilitatea este aproape zero. Dacă veniți pentru prima oară, veniți cu un însuțitor care a mai fost, veniți cu un ghid local, veniți cu un om care organizează astfel de excursii. Nu e chiar să vă rătăciți ca în alți munți, să fie zona atât de sălbatică, dar totuși ar fi mai bine să vă orientați în spațiu. Astăzi este o zi cu multă ceață, dar totuși o zi frumoasă. Uitați-vă un pic și la încălțări. Trebuie neapărat să vă luați bocanci sau cizme, că altfel aveți surprize neplăcute. Prin ceață spre mașină. Terminând vizita obiectivelor de la Bozioru incluse în program, am continuat drumul spre vulcanii Noroioși. Am ajuns și la vulcanii Noroioși, la pâclele mari. Există în spate o parcare, 5 lei, unde poți să-ți lași mașina în siguranță. Există și coșuri de gunoi, există și câteva băncuțe unde oamenii se pot odihni. 4 lei pentru adult este intrarea la vulcanii Noroioși. Este un traseu frumos, uitați-vă un pic în partea din față. Trebuie să aveți și aici încălțări adecvate, bineînțeles. Nu putem veni vara în sândăluțe, totuși trebuie să vă luați încălțări adecvate. Haideți să vă descoperim împreună vulcanii Noroioși, pâclele mari. Aria naturală se află în partea centrală a județului Buzău, la o altitudine de 322 de metri. Rezervația naturală, cu o suprafață de 4 hectare, a fost declarată arie protejată. Aceasta reprezintă o zonă de interes geologic datorită celor două cratere de vulcan Noroioși aflate pe platou, floristic datorită plantelor ce se dezvoltă în mediu sărat și faunistic datorită mamiferelor, reptilelor și amfibienilor prezenți în zonă. Pe pământ există în mai multe locuri vulcani Noroioși, dar în Europa sunt foarte rare. În România au apărut la Homorodo, Omna Sibiului, Bazna, însă cele mai spectaculoase sunt la Pâclele Mari și Pâclele Mici din județul Buzău, în apropierea localității Berca. Acești mini-vulcani apar prin erupția gazelor care urcă de la adâncimea de circa 3000 de metri și trec printr-un strat de sol argilos apos. Noroiul lichid este împins spre gura vulcanilor, se prelinge pe versanți și se usucă treptat. Diametrul craterelor poate atinge 3 metri, iar înălțimea 6 metri. Noroioși, Pâclele Mari. Continuăm explorarea pe acest parc natural. Extraordinar! Dacă ți-a plăcut videoclipul pe care tocmai l-ai urmărit, nu uita să dai subscribe sau pe românește să te abonezi la canalul meu de YouTube apăsând butonul din dreapta jos a ecranului. Dacă dorești, lasă un comentariu mai jos sau ți-aș mulțumi dacă ai distribui acest video să-l vadă și alții. Pentru consultanță în turism, diverse întrebări sau rezervări, vă las în continuare datele mele de contact. Vă mulțumesc!